Bună ziua, numele meu este Daniela Efrem. Tema de astăzi propusă este fagurile de miere sau hexagonul regulat. Avem 7 cercuri tangente exterioare de raze egale. Unim centrele cercurilor exterioare. Ce figură geometrică se obține? Cele 7 cercuri sunt cu raze egale și notăm raza cercurilor cu R mic. AO egal cu OB egal cu BA și egal cu 2R. Triunghiul AOB este echilateral. La fel, arătăm că triunghiul BOC este echilateral, triunghiul COD este echilateral, triunghiul DOE este echilateral, triunghiul EOF este echilateral și ultimul triunghi FOA este echilateral. Obținem AB congruent cu BC, congruent cu CD, congruent cu DE, congruent cu EF, congruent cu FA. Măsurile unghiurilor hexagonului sunt de 120 de grade. Asta înseamnă că unghiul ABC este egal cu unghiul ABO plus unghiul OBC, adică 60 de grade plus 60 de grade. Deducem că AB, C, D, E, F este hexagon regulat. Mozaicul din figură este format dintr-un hexagon regulat în centru și din alte 6 hexagone regulate construite pe laturile acestuia în exterior. Arătați că M se află pe dreapta AB. Arătați că N se află pe dreapta BC. Arătați că P se află pe dreapta AC. Arătați că triunghiul ABC este echilateral. Un exemplu al perfecțiunii naturii este fagurile de mere produs de albine, care este format din hexagoane regulate. Mozaicul din figură este format din hexagoane regulate. Triunghiul AXM este isoscel. Unghiul AMX este egal cu 180 de grade minus unghiul AXM, totul supra 2, adică 180 de grade minus 120 de grade, cât este unghiul hexagonului, supra 2, adică 30 de grade. Analog, arătăm că unghiul BMY egal cu 30 de grade. Unghiul AMB este format din unghiul AMX plus unghiul XMY plus unghiul YMB, adică 30 de grade plus 120 de grade plus 30 de grade, adică 180 de grade. Deci, M aparține dreptei AB. Prin același procedeu, arătăm că unghiul APC este egal cu 180 de grade, deci P aparține dreptei AC. Unghiul BNC are 180 de grade, N aparține dreptei BC. Pentru a arăta că triunghiul ABC este echilateral, vom arăta că unghiurile BAC, ABC și BCA au măsura de 60 de grade. Unghiul BAC este format din unghiul BAX plus unghiul XAC, adică 30 de grade plus 30 de grade, 60 de grade. Unghiul ABC este format din unghiul ABY plus unghiul YBC, adică 30 plus 30, 60 de grade. Și ultimul unghi, unghiul BKA egal cu unghiul BKZ plus unghiul ZKA, adică 30 de grade plus 30 de grade înseamnă 60 de grade. Unghiul BAK este congruent cu unghiul ABK, congruent cu unghiul BKA, adică triunghiul ABC este echilateral. Dintr-un disc de tablă, un meșter decupează un hexagon regulat cu perdere minimă de material, adică vârfurile hexagonului se vor afla pe frontiera discului. Diametrul discului are lungimea de 36 cm. Calculați perimetrul hexagonului, calculați area porțiunii de tablă care se elimină în urma decupării. Considerăm pi egal cu 3,14 și radical din 3, aproximativ 1,7. Diametrul este egal cu de 2 ori raza, adică raza este egal cu 36 supra 2, 18 cm. În cazul hexagonului, lungimea laturii este egal cu lungimea razei, adică obținem că perimetrul este egal cu 6 ori raza, 6 ori 18, 108 cm. Area porțiunii de tablă care se elimină în urma decupării este diferența dintre area discului și area hexagonului. Area hexagonului este 6 ori area triunghiului echilateral, adică 6 ori el pătrat radical din 3 pe 4. Simplificând, obținem 3 el pătrat radical din 3 pe 2. Area discului este egal cu pi r pătrat. Înlocuind, obținem area porțiunii de tablă care se elimină în urma decupării, pi r pătrat minus 3 r pătrat radical din 3 pe 2.
adică r pătrat pe lângă 2pi minus 3 radical din 3 totul supra 2. Înlocuind raza cu 18, obținem 18 la pătrat pe lângă 2 ori 14 minus 3 ori 1,73 totul supra 2, adică 324 pe lângă 6,28 minus 5 1,9 totul supra 2. Făcând calculele, prin simplificare, obținem 162 ori 1,09, adică 176,58 cm². Dintr-o tiză tablă, un meșter decupează un pătrat cu pierderea minimă de material, adică vârfurile pătratului se vor afla pe frontiera discului. Diametrul discului are lungimea de 36 cm. Calculați perimetrul pătratului, calculați area porțiunii de tablă care se elimină în urma decupării. Se consideră pi aproximativ egal cu 3,14, radical din 2 aproximativ egal cu 1,41. Diametrul egal cu de 2 ori raza, de unde obținem că raza e egal cu 18 cm. În cazul pătratului, diagonala este egal cu r radical din 2, adică r radical din 2 egal cu 2r, și obținem l egal cu 2r supra radical din 2, adică 36 supra radical din 2, ceea ce înseamnă 18 radical din 2 cm. Perimetrul unui pătrat este egal cu 4 ori latura, adică 4 ori 18 radical din 2, 4 ori 18 ori 1,41, prin înmulțire obținem 101,52 cm. Area porțiunii de tablă care se elimină în urma decupării este area discului minus area pătratului. Area discului este egal cu pi r pătrat, iar area pătratului este egal cu l pătrat, adică r radical din 2 la pătrat. Deci obținem pi r pătrat minus r pătrat ori 2, r pătrat pe lângă pi minus 2, adică 324 ori 1,14, 369,36 cm². Dintr-un disc de tablă, un meșter decupează un triunghi echilateral cu pierderea minimă de material, adică vârfurile triunghiului se vor afla pe frontiera discului. Diametrul discului are lungimea de 36 cm. Calculați perimetrul triunghiului, calculați area porțiunii de tablă care se elimină în urma decupării. Considerăm pi aproximativ egal cu 3,14, radical din 3 aproximativ egal cu 1,73. Diametrul este egal cu de 2 ori raza, adică raza este egal cu 36 supra 2, 18 cm. În cazul triunghiului echilateral, O este centrul cercului circumscris triunghiului. O este și centru de greutate, deci se găsește la 2 treimi de vârf și o treime de bază. AO este egal cu 2 supra 3 din AD, AD fiind mediană. 2 supra 3 ori el radical din 3 pe 2, adică el radical din 3 pe 3. AD este și înălțime în triunghiul echilateral ABC. Raza egal cu R radical din 3 pe 3. Obținem L egal cu 3 ori R supra radical din 3. Raționalizăm și prin simplificare obținem că latura este egal cu R radical din 3, adică latura egal cu 18 radical din 3 cm. Perimetrul unui triunghi echilateral este de 3 ori latura, adică vine 3 ori 18 radical din 3. Înlocuind pe radical din 3 cu 1,73, obținem 93,42 cm. Area porțiunii de tablă care se elimină în urma decupării este diferența dintre area discului și area triunghiului, adică pi r pătrat minus 3 r pătrat radical din 3 pe 4. Am înlocuit area triunghiului echilateral cu el pătrat radical din 3 pe 4. În loc de el am pus el radical din 3 la pătratul radical din 3 pe 4 și obținem 3 el pătrat radical din 3 pe 4. Area porțiunii de tablă care se elimină este el pi el pătrat minus 3 el pătrat radical din 3 pe 4. Scoatem pe r pătrat factor comun și vine r pătrat pe lângă 4pi minus 3 radical din 3 pe 4. Înlocuind, obținem 18 la pătrat, 4 ori 3,14 minus 3 ori 1,73, totul supra 4. Făcând calculele, obținem 596,97 cm². Propunem spre rezolvare. În figura alăturată avem reprezentată o piesă de puzzle.
ABCD este pătrat cu perimetru de 16 cm, arcele MN, SR și PQ sunt semicercuri. AM este egal cu NB, egal cu BP, egal cu CQ, egal cu RK, egal cu SD și egal cu centimetru. Calculați area suprafeței piesei, calculați distanța dintre mijloacele arcelor PQ și SR, calculați perimetrul triunghiului AVB, unde V este mijlocul arcului SR. Îți mulțumesc că ai fost alături de mine în această călătorie, în lumea matematicii. Pe data viitoare!